Un sat din munții metaliferii se pregătește să dispară complet de pe hartă. Cel mai are un singur locuitor și zeci de case părăsite care urmează să se prăbușească. Cele mai multe sate din zone au o vechime de peste patru secole și au rămas fără populație. în ultimul secol, unele așezări au dispărut cu totul, părăsite de localnici, iar în alte sate, casele locuite pot fi numărate pe degete. Este și cazul satului Jalacuta, care se află la 30 de kilometri de municipiul Deva, într-o vale scăldată de apele pârâului care poartă același nume, înconjurată de dealuri și păduri. Aici mai locuiește doar Login Topor, un bătrân de 75 de ani care s-a întors în sat în urmă cu 15 ani după ce fusese trimis în șomaș de la fabrica de mobilă din Deva, unde lucrase mai mulți ani. A ieșit apoi la pensie și nu a mai plecat din căsuța unde a copilărit. Bătrânul s-a obișnuit cu viața în singurătate și în condițiile aspre ale satului izolat. Trăiește înconjurat de câțiva câini și pisici în vechea sa gospodărie. Drumul de pământ din Cealacuta trece prin fața clădirii unei foste școli, care stă și ea să se prăbușească. Mai departe, la poalele unei colin proeminente, a dăinuit până în urmă cu doi ani o biserică de lemn, veche de trei secole și jumătate, în martie 2012, biserica a ars din temelii, cuprinsă de un incendiu de vegetație sub privirile neputincioase ale celor câtorva bătrâni ce populau atunci localitatea. Din cauza faptului că Gealacuta a rămas practic fără locuitori, nimeni nu s-a mai încumetat să ridice o nouă biserică pe temeliile celei vechi.